Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă organizată de Clubul Sportiv Minaur. Am vrut să fac această conferință de presă pentru a informa toți iubitorii fotbalului din Baia Mare, să facem așa un bilanț de ce s-a întâmplat de aproape o lună și jumătate de când am preluat funcția de team manager al Clubului Sportiv Minaur, secția fotbal. Pentru că îmi doresc ca toți iubitorii de fotbal din Baia Mare să fie bine informați și să știe exact ce facem la club. Aș începe cu primul lucru care am reușit să-l facem, acela de a reduce bugetul salarial, având în vedere situația echipei din clasament și mă bucur că toți jucătorii au înțeles acest lucru, au înțeles acest demers inițiat de mine și au acceptat reducerea salariilor. Atât ei cât și stafful tehnic. Apoi, al doilea punct este acela că odată cu reducerea salariilor am reușit să economisim suma de 20.000 de lei față de turul campionatului. Lunar. Poftim? 20.000 lunar. 20.000 lunar, da, față de turul campionatului, odată cu reducerea bugetului și renegocierea cu toți jucătorii. În toată această perioadă de o lună și jumătate am și reziliat contractele cu 12 jucători și am considerat că în acest moment ei nu mai ne pot ajuta la îndeplinirea obiectivului, dar am și reușit să aducem 12 jucători care zic eu că vor crește nivelul echipei și își vor aduce aportul la toate obiectivele care le avem de îndeplinit. Am adus jucători peste nivelul Ligii a treia, zic eu, și aici mă refer și la Răzvan Tincu, care a acceptat oferta noastră și pe această cale vreau să-i mulțumesc. Știți bine că Răzvan Tincu a venit de la CSM Poliaș și nu a adus lipsă de oferte. Ce mai vreau să vă spun este că mă bucur că toți jucătorii care au venit au avut încredere în mine, deși nu a fost ușor să aducem jucători, având în vedere situația din clasament, pentru că ne aflăm astăzi pe o poziție care nu ne face cinste. Toți jucătorii care au venit, repet, cred eu că sunt jucători foarte buni și am reușit să creștem nivelul. Apoi, am reușit să și vindem un jucător, având în vedere că suntem în Liga 3, ultima clasată a Seria 10, este destul de dificil să vindem în acest moment cu bani. Am reușit să vindem pe Raul German la Schellenberg, liderul actual al Ligii a 2, cu suma de 10.000 de euro și un 10% dintr-un eventual transfer. Și aici mă bucur că a reușit să facă pasul mai sus. Apoi am reușit să stabilim un plafon salarial, plafon care nu depășește 7.500 de lei, deci să știe toți suporterii, toți jucătorii care sunt în momentul de față la echipă, nimeni nu are salariu peste 7.500 de lei și acolo se încadrează câțiva jucători, nu foarte mulți, pentru că tot am auzit discuții de-a lungul timpului, de când sunt aici eu, de o lună și jumătate, că au venit jucători pe sume de 3.000 de euro, de 2.000 de euro, este total fals. Cine spune acest lucru nu are niciun fel de informații. Plafonul salarial este de 7.500 de lei. Niciun jucător nu depășește această sumă. În continuare vreau să vă spun că am reușit să atragem și o sursă de finanțare. Așa că astăzi vreau să vă anunț că am încheiat un parteneriat și un contract de sponsorizare cu firma Aramis și pe această cale vreau să le mulțumesc pentru sprijinul acordat fotbalului din Baia Mare și faptul că au avut încredere în mine. Și în același timp vreau să vă spun că suntem în discuții foarte avansate cu alți doi potențiali sponsori care să vină alături de noi. Mi-am dorit să facem această conferință de presă pentru că îmi doresc să spun toate aceste informații ca lumea din Baia Mare, iubitorii de fotbal din Baia Mare, să fie mereu informați despre ceea ce facem la secția fotbal.
Și îmi doresc să avem o transparență totală. Tocmai de aceea această transparență vreau să fie periodic, să spunem ce facem. N-am o problemă nici să îmi fac public salariul, pentru că aud tot felul de comentarii în stânga și în dreapta, însă în acest moment încerc să nu-i bag în seamă, pentru că mi-aș pierde din energie și din concentrare pe ce am de făcut aici la club. Cam atât am vrut să vă spun în ceea ce privește lucrurile care s-au schimbat de când am venit la Clubul Sportiv Minaur. Voi, dacă aveți întrebări. Cât de greu a fost să aduce jucători care au meciuri la nivelul Divizia A, și aici mă refer inclusiv la Paul Batin, peste 200 de prezențe în Divizia A? Da, la Paul Batin, sincer să fiu, a fost mai ușor, pentru că el este un băimărean de-al nostru. Negocierile n-au durat foarte mult, probabil și-a dorit și el să vină acasă, având în vedere că situația echipei din clasament nu este una foarte bună. Paul chiar a venit să ajute și nu numai el, toți jucătorii băimăreni, aici mă refer și la Adrian Șter, care tot așa este băimărean de-al nostru, Lazar Răzvan, sper să nu omit pe cineva, toți jucătorii care au venit, băimărenii noștri care s-au întors acasă, au venit să ajute, pentru că au fost și alții, le-am făcut ofertă și altora, tot băimăreni, care, din păcate, n-au acceptat să vină acasă, dar am înțeles situația, îi înțeleg. Dar cei care au venit au dat dovadă de caracter și au dat dovadă că le pasă de acest oraș și au venit să pună umărul la salvarea echipei. Mai puțin de 48 de ore până la primul meci din acest sezon de primăvară, împotriva liderului seriei SCM Zalău. Cum vezi partida de vineri cu liderul seriei? Da, este clar. Avem așa, să zic, un ghinion când începem chiar cu liderul seriei. Și cred că cea mai bună echipă din serie, chiar am văzut-o la câteva meciuri care le-am disputat în această perioadă amicale. O echipă bună, o echipă solidă, cu un antrenor foarte bun, Cristi Lupuț. Ne va fi greu, însă am încredere în băieți, am încredere în echipă, i-am simțit foarte bine. Sunt convins că vineri, la ora jocului, vor fi 100% pregătiți pentru acest meci. Și am mare încredere că putem să scoatem un rezultat pozitiv. Cum ai văzut echipa în meciurile de pregătire din această iarnă? Dacă ai simțit un progres în joc sau dorință de a se impune în primul 11 la fiecare jucător? Da, este clar că față de turul campionatului, nivelul echipei vis-a-vis de calitate a crescut, clar. Pentru că au venit jucători cu calitate și aici mă refer la Răzvan Tincu, la Paul Batin, la Raul Vitan, la Adrian Șter, la toți, Mureșan, Darius, Pop Bogdan, Caesar, toți care au venit sunt jucători cu calitate, am mare încredere în ei și în primul rând au toți un caracter frumos, pentru că și pe acest criteriu am ales jucătorii. Este clar că nivelul echipei față de turul campionatului a crescut. Acum trebuie să arătăm și în teren chestia asta. Și eu sunt convins că băieții se vor mobiliza și echipa aceasta va arăta o altă față în returul campionatului. Este un lot care în alte condiții, să zicem, la începutul sezonului ar fi putut să se bată pentru play-off? Eu zic că da. Eu zic că dacă acest lot, dispuneam de acest lot în vară, eu zic că puteam să ne gândim la play-off, pentru că, repet, toți jucătorii au calitate, toți jucătorii sunt jucători valoroși. Am încercat să aducem jucători exact de ce aveam nevoie să ne ajute. Nu a fost ușor, mă repet, pentru că mulți jucători au refuzat să vină și pentru faptul că suntem astăzi pe ultimul loc în Seria 10. Dar sper să ieșim cât mai repede din acea zonă și să reușim să ne îndeplinim obiectivul. Se speculează foarte mult pe seama venirilor la echipă din această iarnă, deși veniri aproape spectaculoase. Cât de mare a fost implicarea în aceste transferuri a primarului Doru Ioan Dâncuș, dacă ai avut mână liberă și așa mai departe? Da, bună întrebare. Am văzut și eu în mediul online și pe social media că mulți spun că
implicarea primarului este totală. De când am venit la echipă, cred că am vorbit despre secția fotbal de două ori, adică lucruri care m-a întrebat cum sunt meciurile amicale, cum stăm cu venile de jucători. Și vreau să le spun tuturor pe această cale că am avut mână liberă, toți jucătorii eu i-am adus, eu mi-asum pe toți jucătorii, toți pe care i-am adus. Și din acest punct de vedere, domnul primar n-a avut nicio implicare la aducerea jucătorilor sau a negocia cu jucătorii. Deci, cine spune acest lucru vrea doar să dezinformeze lumea și este total, total neadevărat. Te-ai consultat cu antrenorul principal, cu Ciprian Danciu? Bineînțeles. Toți jucătorii care am adus, m-am consultat cu dânsul, pentru că el este antrenor, normal că... Asta este normalitatea, era normal să mă consult cu el, dar... Toți care au venit sunt jucători care eu i-am propus și apoi el și-a dat acordul pentru ei. Cred eu că toți sunt jucători care ne vor ajuta. O serie de partide amicale foarte bune, doar o singură înfrângere, în rest egalul și victorii și o medie de goluri, de două goluri pe meci. Un joc mult mai ofensiv. Da, un joc mult mai ofensiv. Încă probabil suferim la omogenitate, având în vedere că au venit 12 jucători, dar sunt convins că ușor, ușor vom pune la punct și acest punct și vom reuși să devenim o echipă puternică în scurt timp. Toate aceste veniți pot surprinde formația din Zalău. Un Zalău, un lider care a reușit doar 3 transferuri importante. Da, eu chiar cred că putem să-i surprindem, dar, repet, ne așteaptă meci foarte greu, o echipă foarte bună, solidă, dar în același timp, dacă luăm jucătorii individual, jucătorii de la Zalău și jucătorii noștri care sunt în acest moment la Minaur, și noi, probabil, luați individual, avem jucători mai buni decât ei. Probabil ei sunt un grup mult mai unit, mult mai omogen, pentru că tocmai de aceea au făcut doar 3 transferuri, nu mai prea aveau nevoie. Erau deja o echipă puternică. Dar eu cred că putem să-i surprindem și sunt convins 100% că jucătorii vor da totul pe teren și putem să scoatem un rezultat pozitiv. Ai vorbit despre primul sponsor care vine la echipă sub mandatul tău, discuții cu alți doi potențiali sponsori. Cum ai reușit să-i convingi și ce oferă Minaur Baia Mare acestor sponsori, având în vedere că nu au expunerea prea mare de pe ultima poziție a clasamentului? Da. În acest moment este greu spre imposibil să atragi sponsori la Clubul Sportiv Minaur. Din fericire pentru noi am reușit acest lucru pentru că am oferit o transparență totală în ceea ce privește sponsorizarea și circuitul banilor care intră în club și cred că cu acest lucru i-am atras. Sunt în discuții foarte avansate cu alți doi sponsori pe care sper să-i anunț ulterior în perioada imediat următoare. Ce putem să le oferim noi? Prea multe nu putem să le oferim, sunt sponsori care pur și simplu își doresc ca fotbalul din Baia Mare să nu dispară. Să nu avem, știu eu, să fim de râsul râșilor ca să retrogradăm în Liga 4 și să dispară fotbalul din Baia Mare. Clar, nimeni nu își dorește acest lucru, tocmai de aceea ei își doresc și și-au manifestat dorința de a veni lângă noi. Așa, mare lucru n-am ce să spun. Repet, le-am oferit o transparență totală a sponsorizărilor și cred că prin acest lucru a contat foarte mult. Le mulțumesc că au, în primul rând, încredere în mine că pot să fac lucruri bune aici și îmi doresc ca ușor-ușor să fim o echipă care să atragem cât mai mulți sponsori lângă noi. Vorbim de o negociere la marionetă. Când te-ai referit la vânzarea acelui jucător la liderul seriei a doua? Da. Da, a fost o negociere la barometru, cum ai spus și tu. Trebuie să fim conștienți că în acest moment e greu ca cineva să vină să dea o sumă de bani, indiferent cât ar fi acea sumă de bani, pe un jucător din Liga 3-a, Seria 10-a, ultimul loc. Și Baia Mare nu prea mai vândut jucători. Ultimul jucător vândut de Baia Mare a fost Sorin Șerban, către cei de la FCSB,
pe o sumă de 50.000 de euro, ceva de genul. Noi trebuie să vindem cât mai mulți jucători, pentru că, repet, din nou, am văzut foarte mulți oameni care au contestat acest transfer. În primul rând, noi nu ținem cu forța niciun jucător. Toți jucătorii care sunt la Baia Mare în acest moment sunt de vânzare. Oricine își manifestă dorința de a cumpăra un jucător de la Baia Mare, ne punem la masă, negociem și ei poate să plece. Pentru că asta este normal, să plece la mai bine, la mai sus, la o ligă mai sus sau știu eu. A fost destul de dificil pentru că e greu în ziua de azi, mai ales în fotbal, să cumperi cele mai multe cluburi, chiar și din Liga a doua, sunt puține cluburi care dau bani pe jucători, foarte puține cluburi. Toți preferă să ia jucători liberi de contract, pentru că e greu și la Liga 1 să cumperi jucători, la multe echipe, în afară de cele din față. Dar mă bucur foarte mult că am reușit să vând acest jucător și în cele din urmă negocierea cu cei de la Schellenberg a fost consider un succes pentru noi ca și club, pentru Clubul Sportiv Mineaua, pentru că am reușit să luăm o sumă de bani, nu a plecat jucătorul gratis, plus un 10% dintr-un eventual transfer în ceea ce privesc procente. Trei etape rămase de disputat din sezonul regulat. Este Baia Mare poate obține maximul de puncte, 9 puncte în aceste partide? Normal. Cred foarte mult în ceea ce ai spus mai devreme. Cred că putem să luăm chiar și 9 puncte. Mă bazez foarte mult pe caracterul jucătorilor, pe spiritul lor de luptă. Am văzut că ușor și-au creat un grup și acest lucru este foarte important într-o echipă de fotbal. De multe ori, un grup unit câștigă mai mult decât individualități. Cred că putem să luăm 9 puncte, însă o luăm pas cu pas. Primul mare test este vineri cu Zalăul, o echipă foarte bună și trebuie să câștigăm și apoi ne gândim și la celelalte jocuri. Există foarte multe prejudecăți în mediul online și în ce fel te afectează toate aceste comentarii negative venite din partea unor suporteri, să spunem că sunt suporteri și ei, dar care nu te cunosc, nu știu ce ai făcut, nu știu ce doresc să faci. Nu pot să spun că mă afectează, dar pot să spun că mă deranjează, pentru că mulți vorbesc și nici nu mă cunosc, nici n-am apucat să încep munca, deja am fost judecat de unii și de alții, cum că aș fi făcut două dușuri pe unde am fost sau cum că aș fi stat prin baruri, este total neadevărat. Lumea care mă cunoaște știe că atât ca jucător cât și în această meserie sunt un profesionist și îmi doresc să-mi respect ceea ce fac, meseria pe care o fac și mă deranjează pe de o parte, pe de altă parte nu iau în seamă pentru că îmi doresc să fac lucruri și apoi lumea să mă judece după ce am făcut. Ușor, cred eu că lumea o să-și dea seama de capacitățile mele. E normal, am venit de o lună și jumătate, lumea nu mă cunoaște, dar sper eu ca în vară să le demonstrez chiar și contestatarilor că am fost o alegere bună pentru Mineaua. Este un moment zero pentru Mineaua Baia Mare sau momentul zero va veni dacă ne vom salva de la retrogradare începând cu vara viitoare? Cred că momentul zero a început și poate fi și în vară. Este un moment zero pentru că încercăm cel puțin personal încerc să aduc clubul Mineaua pe cât se poate la cel mai înalt nivel de profesionalism în ceea ce privește transferurile, contractele jucătorilor, condițiile de antrenament și așa mai departe. Îmi doresc să avem un model după care să ne luăm, o strategie clară și cred că putem să reușim asta împreună cu cei care lucrează aici în club, cu stafful tehnic, cu jucătorii, cu toată lumea care este la clubul nostru, chiar și cu doamna director și cu toți angajații clubului Mineaua. Care ar fi modelul de conducător de club după care te ghidezi sau ți-ar place să te ghidezi asemenea? Am mai spus-o și într-o emisiune televizată, o mai spun și acum, am lucrat cu mulți
conducători de club importanți, președinți de club chiar foarte importanți. Îmi place foarte mult modelul celor de la FCSB și în special Eme Stoica, dar am lucrat cu mulți conducători buni, și cu Constantin Bigan, și cu Cristian Tănase, cu mulți, cu Vlad Munteanu, care în momentul acesta este la Federație, care mi-a fost conducător. Mulți conducători buni, dar pentru mine unul dintre cei mai buni conducători în momentul acesta din fotbalul românesc este Mihai Stoica. Spuneai acum două luni de zile, că o lună și jumătate, că încerci să aduci lângă tine în conducere o persoană la care ții și cu care vrei să lucrezi. Da. Din păcate, n-am reușit acest lucru în acest moment. Negocierile rămân deschise cu acea persoană. Sper la un moment dat să reușesc să o conving să vină lângă mine. Sunt convins că ne-ar ajuta foarte mult. Dar la momentul acesta nu am reușit acest lucru. Începând de vineri, fiecare meci, atât din sezonul regulat cât și cel din play-out, reprezintă o finală. Dar aici să ținem cont și din un amendament faptul că veți întâlni în următoarele trei etape locul 1, locul 4. Da, fiecare meci este ca o finală pentru noi, începând de vineri. Fiecare minut, fiecare minge este importantă. Trebuie să fim concentrați de la început până la sfârșit, 90-93 de minute cât ține meciul, pentru că pentru noi, repet, orice secundă contează. Toate meciurile sunt importante, nu doar cele din play-out, și acestea care au mai rămas până la play-out. Și sper eu să reușim să îndeplinim obiectivul. Ți-e frică de arbitraje? Pentru că în tur au fost câteva arbitraje slabe la Bayern. Nu mi-e frică de arbitraje. Nu cred că sunt arbitri rău intenționați sau care ar vrea să ne facă nou rău. Sunt oameni și arbitri, greșesc și ei, probabil își dau seama după de greșeli, dar nu cred că cineva are ceva împotriva Minaurului. Și nu mi-e frică de arbitraje, pentru că am mare încredere în echipă. Între loturi valide pentru meciul cu Zalău? În afară de Valerii Matrițchi, care a acuzat unele probleme medicale, toți jucătorii sunt apți de joc. În galeria comandă Bulldogs a lipsit în ultimele meciuri, ultimele etape din tribune, ca semn de protest. Crezi că vor reveni începând cu vineri în tribune? Eu sper să revină. Îmi doresc foarte mult să revină. Îmi doresc să fiu alături de băieți în aceste momente dificile, pot să spun. Îmi doresc să vină la stadion. Eu așa cum am spus-o și la prima conferință de presă care am avut-o aici, îi aștept la stadion și doar prin rezultatele noastre putem să-i aducem. Așa că îmi doresc ca vineri să fie prezenți în tribună și să susțină echipa. O ultimă întrebare. Ai zis că îți vei face public salariul. Când și unde vei face public salariul de la CSM Minaur Baia Mare? Și pot să-mi fac public salariul chiar și acum. Salariul meu este de 10.000 de lei pe lună. Să știe toți contestatarii mei care este salariul, nu mă ascund, îmi doresc să fie o transparență totală la noi, la Clubul Sportiv Minaur, la secția fotbal, pentru că am auzit diversi oameni, tot așa în mediul online, spunând că am fost adus aici cu un scop sau cu, tot felul de chestii să le fac. Sunt foarte transparent și asta trebuie să știe lumea. Sunt asumat în același timp, v-am spus de la bun început că n-am o problemă să-mi fac public salariul, acesta este salariul meu de 10.000 de lei, bănuiesc că este cel mai mic salariu dintre toți managerii care sunt astăzi, team managerii care sunt astăzi la celelalte secții. Deci, v-am spus, îmi doresc să fie transparență totală la club, n-am niciun fel de problemă, orice întrebare venită, n-am niciun fel de probleme să răspund la ea cu cea mai mare transparență. Mulțumesc.